iată, Fecioara va zămisli și va naște un fiu și va pune numele Emanuel, care tradus înseamnă Dumnezeu cu noi. În spatele meu vedeți tetragrama IHS, care înseamnă pe de o parte Iisus, Mântuitorul oamenilor, dar mai înseamnă și Iisus, prietenul meu, Iesus Habemus Socium, Iisus mă însoțește. Aceasta înseamnă Emanuel și în ultima duminică din Advent suntem întrebați de cine ne lăsăm însoțiți și pe cine însoțim la rândul nostru. Pentru că nu ne putem schimba decât de dragul cuiva. Domnul este bun și dacă stai cu El, vei deveni și tu mai bun. Domnul este frumos și dacă stai cu El, vei fi și tu mai frumos. Domnul zâmbește și dacă stai cu El, vei zâmbi și tu mai mult, chiar celor întristați. Domnul nu te ceartă și dacă stai cu El, vei învăța să nu mai cerți nici tu. Domnul este sfânt și dacă stai cu El, vei fi și tu mai sfânt. Așadar, în ultima duminică din Advent, să ne punem această întrebare. Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești.